TV Room. Crisis. El a rămas fără job. A doua oară în 3 ani. Nu s-a străduit unde a ajuns. În perioada de criză economică, el vrea să lenevească. Vrea doar să stea. Să bea o bere și să stea. Aș fi măturat cu el pe jos, mi-a spus cel mai bun prieten al nostru. Oamenii nu știu cum să țină mai bine cu dinții de job și el își bagă picioarele. Nu te străduiești niciodată, îi spun eu. Aș vrea să fiu mai rea, l-aș mai mușca. Nu te implica deloc, aștepți ca totul să-ți vină de-a gata. Din cauza crizei mondiale, trebuie să disponibilizăm niște oameni. Ne pare rău că ești printre ei. Începând de mâine, ești liber să-ți cauți de lucru. Poți să te duci oriunde, nu-ți vom impune restricții, i-au spus șefii. Tipa de la HR i-a întins mâna. Nu era atât de nou în firmă, poate chiar mai veche decât el. Dar până atunci nu se-i vise prilejul. Mă bucur să te cunosc. Numele meu este Mihaela. Dacă îți dai tu demisia, îți plătim o lună jumate de acum încolo. Dacă nu, te vom da afară și nu vom putea să-ți dăm decât jumate de salariu. Nu are sens să te încurci cu procese, chestii de astea. Vei cheltui o grămadă de bani și timp degeaba. Noi nu pierdem niciodată. Eu iubesc munca. Am învățat de mică. Meseria e brățară de aur. Cine nu muncește, nu are. Nu sta că stai degeaba. Trebuie să te descurci singură, că nici pe noi nu ne-a ajutat nimeni. Nu există câștig fără muncă. Ferește-te de banii nemunciți. Să nu-ți fie rușine de muncă. Nu există meserie rușinoasă. O femeie cu mâinile ocupate este mai puțin vulnerabilă, să nu stai niciodată la mâna bărbatului. Chiar și când stau, fac ceva. Creierul meu este mereu disponibil. The Gun. Obișnuiești să-ți spui, nu mie. Nu o să mi se întâmple niciodată, nu mie, chiar nu. Eu nu acolo atunci. Un puști deșirat, un tricou jerpelit. Mulți pistrui și câteva fire de păr tot intrându-i în ochi. Uite ce e, mâine o să mă duc la mine la liceu în clasa aia de căcat, niște loser cu toții. Și aici râde, tot iese și intră în cadru, se mișcă mult, întoarce capul într-o parte și în alta, trage de marginile inegale ale tricoului. Camera e probabil proptită pe un birou, fixată cu ceva, poate are o carte sub obiectiv, astfel încât să filmeze puțin în sus. Imaginea e gălbuie, nu a fost prea atent cu setările. Nu, nu are suficient sânge rece, chiar nu. Și râzi. E de jucărie, oricine își dă seama că e de jucărie, încă un prost, chiar crede că îl ia cineva în serios? Nu se mai întâmplă nimic. Tipul pare că a plecat și a uitat de cameră. În film, intră la întâmplare, niște zgomote, se înnorează, deodată un muscoi bâzâie dezorientat. Nu-i nimic, mâine seară vei fi acolo, la știri, cu o pată roșie ucigătoare în dreptul inimii și un firicel din același tip de roșu în colțul gurii. Nu, chiar nu pot să văd așa ceva. Închid ochii, aștept să treacă. Show. Te tai, mi-a spus. Mă uitam la ea, mi se părea frumoasă. Cum stătea așa cu picioarele ușor depărtate, împingând în călcâie. Avea părul galben de culoarea grâului prins în coadă și niște pistrui interesanți. Purta ciorapi gri opaci și 3 inele argintii în sprânceana stângă. Fusta neagră scurtă abia îi acoperea fundul, dar nu-i stătea rău deloc. Ușile tramvaiului au pognit scurt, apoi s-au închis. Mă gândeam că a trecut ceva timp de când nu a mai purtat o fustă mai sus de genunchi. Și mă așteptam, nu știu de ce, să văd un cuțit. Atunci am observat că avea o lamă de nichel. O ținea strâns între degetul mare și arătător. Mai mult de jumătate din lamă era în interiorul pumnului. Eu nu vedeam decât o fâșie luminoasă, care făcea ca o pată orbitoare să-mi cadă pe față. Tramvaiul s-a urnit. Am rămas noi 2 pe peron. Curgeau mașinile de o parte și de alta a noastră. Claxoanele, nervii șoferilor, muzica vuind din playerele date la maximum. Au rămas suspendate în jurul nostru, în aerul cleios de culoarea mierii. Unde te crezi în America, morții mătii de cioară, în timp ce degetele ei subțiri, pline de inele, scotoceau prin portofelul meu. A fost o chestie de secunde. A pășit în afara refugiului cât încă mașinile mai aveau verde. A pocnit-o din plin. Nu s-a rostogolit pe capotă, nu a săltat în aer, nu a picat la 30 de metri mai încolo. Nu a fost sânge. A rămas ghemuit acolo, în mijlocul străzii, mototolind cele câteva bancnote. Câțiva oameni s-au bulucit, vociferând și certându-se pentru ce ar trebui făcut. O tipă de la Antena 1 și-a sunat colegii, a spus să fie trimis un car de reportaj. Fast food. Mă uit la un reportaj despre copiii din Coreea de Nord. Se spun atâtea lucruri despre acești copii. Aflu cât de mulți sunt și cât de săraci. Înghit în mai puțin de un minut, statistici, grame de mâncare pe cap de copil pe lună. Un puș de câțiva ani umblă cu picioarele goale printr-un noroi până la gât, încercând să adune niște apă într-o pungă de plastic. Nu bea asta, nu poți să bei asta, insistă reporterul. O să te îmbolnăvești dacă bei apa asta murdară. Acum 15 ani, o tânără din Germania sau din Marea Britanie se uita la un reportaj despre copiii din România și probabil aștepta, așa cum aștept eu acum, ca reporterul să întindă copilului o gură de apă curată. Aș vrea să-mi pese de copiii din Coreea de Nord. Aș vrea să-mi pese, dar nu. Sunt atât de departe. Sunt al dracului de departe.
mă rotesc în siguranța mea capricioasă, dar totuși aseptică, îmi spun că sunt manipulată și mă deconectez. I need you, Osama. Mi s-a acrit de Brad Pitt, Angelina Jolie și de copiii lor cu nume de legume și în trei culori, cum e crema de ciocolată. Trei culori într-un singur borcan. Mi-e dor de Osama Bin Laden. Unde e Osama? De ce nu-i mai văd pe niciun post, barba până în brâu, puțin țuguiată la vârf, baticul alb murdar încolăcit în jurul capului? Unde sunt preluările de la Al Jazeera sau de pe net? Osama fixând camera, invocându-l pe Allah și ridicând nu știu ce pretenție pe pielea unui turist britanic încăput pe mâinile lor. Cele mai palpitante momente din viața mea au fost când au intrat în turnurile gemene și când i-au răpit pe ei a treia mărâți români din Irak. Pe 11 septembrie eram la redacție într-o clădire pe Plevnei, care de câte ori ploua părea că se sfărâmă peste noi. Televizorul spânzura deasupra noastră, iar noi, de la singurul calculator conectat la net din birou, printam versetele lui Nostradamus, care bălmăjea ceva de arderea unor turnuri. Când i-au răpit pe ea trei jurnaliști români de care nu auzise nici dracu, dădeam cu banul. E pe bune, e la mișto. Într-o altă redacție, cu poziție centrală și dotări moderne. Colegii mei ziceau că e la mișto, mie îmi plăcea să cred că e pe bune. Am fost și în piața universității, unde am afișat un poster cu fața spălăcită a lui Marijan, pe care scria Eliberații. Speram în varianta unor răpitori necruțători care să filmeze decapitarea lor, apoi să o posteze pe net sau să o trimită redacțiilor din România. Dați-mi adrenalină, ce așa de palpitant în burta Angelinei, care știm că poartă gemeni încă de acum 9 luni. Vreau adrenalină curată, nu învăluită în Marc Jacobs sau Vera Wang. Vreau genunchi moi și respirație sacadată, vreau transpirație rece și 180 de bătăi pe minut. Osama, I need you. Nu mă plictisesc. Aștept să apară un regizor și un scenarist, să facă odată filmul despre Fritzl, să mă adâncesc în fotoliul din multiplex, să înghit șuvoiul de reclame și trailere, să mă înfic degetele în bratele fotoliului, să ronță-i două, trei floricele, să intru în camera în care o zidește pe maică-sa, să-mi iau adio de la soare în staff, să mi se zburlească părul de pe brațe și pielea găinii când o atinge pe fisa cu degetele lui mari, focus pe degete, focus pe carne albă, frământată, focus pe biciul lăsat alături, ea trebuie să urle, să se zbată, să sfâșie, ea este o fiară, ea nu se dă îmblânzită, eu știu că e fisa și el taxul și mă dezgustă și știu că se va întâmpla. Ceva rău. Ceva extrem de rău. L-aș prefera scenarist pe Stephen King, aș pune sub pat un fierăstrău electric. L-aș face să toarcă. Apoi focus. Focus pe piciorul ei alb, pe rochea ridicată cu un gest repezit, pe șanțul jos, perpendicular pe picior, deasupra gleznei. Dar pe mine nu mă întreabă nimeni nimic, niciodată. Se poate ca realitatea să fie mai blândă, se poate ca realitatea să fie mai cuvincioasă, dar inima care bate în ea când vine înaintea mea nu-mi spune nimic. Nu mă plictisesc niciodată. I am a stranger to you as you are to yourself. În timp ce tu citești asta, eu scot pistolul și mi-l îndrept spre frunte. Fața mea e alcătuită acum din două bucăți perfect simetrice. Cele două simetrii se întâlnesc în gaura de mărimea unei monede, care nu este altceva decât turma lăsată pe pielea frunții de țeava pistolului. Nici măcar nu are un centimetru diametru, iar gaura va avea încă și mai puțin. Fii fără grijă, o să fie curat, îți promit că nu o să-mi vezi creierii, o să te scutezi de imagini dezagreabile, o să vezi prea puțin sânge. Cât ți-ai tresta cu o lamă latul palmei? Poate nici atât. Scoateți din cap secvențele de film cu mizerie aranjată artistic pe oglindă. Nu fi tâmpit. Ca să o faci, nu e musai să fii deprimat. Nu sunt anorexică, nici bulimică, nu fumez nici măcar iarbă. Nu am avut o copilărie traumatizantă. Nu am luat bătaie cu furtunul mașinii de spălat. Viața mea e curată și simplă, nu caut să ies în evidență. Asta e arma, îmi place, simt că mă reprezintă.